care au pregătit câte un cadou pentru fiecare dintre noi. Să-i întâmpinăm cu aplauze! Mihai și Andrei, așa cum a spus și Luminița, au un cadou frumos pentru noi toți. Dar aș vrea să aflu un lucru. Am fost întrebat astăzi într-un interviu despre mărțișor. De unde povestea cu mărțișorul? Și nu știu, am făcut legătura cu Moș Crăciun și am fost trezit la realitate. Domnule, suntem în alt anotimp, totuși. E adevărat, probabil când am citit am ținut cartea invers. Aș vrea măcar să aflu ce simbolizează aceste două culori. Să începem cu albul. Culoarea albă simbolizează puritatea, iar culoarea roșie dragostea. Și albastru? Și albastru? Ok. Ce cadouri aveți pentru noi? Cu cine începem? Grigore Vieru, bucurați-vă! Încă izvorăsc izvoare, drag chemându-ne pe nume, bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lume, încă rupi ca de aur, struguri mâna cerul bază, bucurați-vă de viață, bucurați-vă de pace. Încă de cântări de mielă, cotru șleagă mele-n creastă, bucurați-vă de viață, bucurați-vă de aceasta. Încă nu s-o fi, ah, Doamne, aia cumpărat curate, bucurați-vă de viață, bucurați-vă de toate! Anatolie Ciocă, mărțișor. Pe aripi, vânt în zbor, vine în țară mărțișor. Și cum suflă de sosește, tot omântul ne utopește. Vine, vine mărțișor, bucurie tuturor, căci venind din depărtare, el ne aduce o sărbătare. Ziua mamei luminată, cum nu iată în lumea toată. Folosindu-mă de această ocazie că sunt aici în fața dumneavoastră, vreau să felicit toate mămicile cu această minunată sărbătoare de 8 martie, dorindu-vă multă blândețe, duioșie, răbdare și, desigur, sănătate. Vă mulțumim frumos, aplaude pentru Mihai și pentru Andrei. Avem și noi un cadou pentru voi. Opa! Din cadourile și din partea noastră. Este din partea noastră. Cu plăcere. Hai că vă ajut eu. Aplauze pentru acești copii frumoși.